Întâlnirea din seara aceasta este un semn al apropiatei revenirii a Domnului Hristos. 9 months ago, I was part of the gospel preaching in the country of Rwanda. În urmă cu 9 luni am fost parte din echipa care a mers în Rwanda să predice. Where more than 100,000 people responded to God's call. Unde peste 100,000 de oameni au răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Aceasta este o poză cu prima predică din viața mea. I didn't know that at the age of 9 I was the youngest preacher who took part in a national evangelistic campaign. N-am știut că la vârsta de 9 ani eram cel mai tânăr predicator care predicam într-o campanie națională de evangelizare. By God's grace, the gospel was preached in that part of the world. Prin harul Domnului, evanghelia a fost predicată în acel colț de lume. And